Daniel Vasiliu, președintele fundației care îi poartă numele, l-a făcut o surpriză elevilor de clasa 1 din Rosnov printr-un ajutor ce a cuprins pachete cu rechizite școlare. Scopul acțiunii a fost de a le ușura părinților munca de a le pune la dispoziție tinerilor școlari cele necesare la început de drum. Astăzi, ca în fiecare an de altfel, atunci când începe anul școlar, am dorit să fim alături de bubocii care prășesc pentru prima oară pragul școlii. Prin intermediul fundației Daniel Vasiliu, pe care de altfel o și conduc, am colectat câteva fonduri și am voit să facem o donație pentru toți bobocii din orașul Rosnov. Încercăm și noi să fim alături pe cât posibil de părinții care de altfel trec ca și noi care suntem părinți, trecem pentru o perioadă grea cu toții și încercăm să punem umărul ca acești copilași să aibă posibilitatea de a-și desfășura activitatea școlară în condiții normale. Aceasta nu este singura acțiune pregătită în cadrul Fundației Daniel Vasiliu. Pe viitor urmând să aibă loc mai multe evenimente. Primul dintre acestea este dedicat pensionarilor și va avea loc pe 3 octombrie. Cu această ocazie, bătrânii din Rosnov vor avea ocazia să participe la o serie de manifestări, sărbătorind astfel Ziua Internațională a Persoanelor în Vârstă.